În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, Fiul meu este cuprins de Duh mut și surd. Și l-am adus la ucenicii tăi să-l vindece și l-au plăcut. Iubiți credincioși, iată ne-a ajuns și încet, încet, în a patra duminică a postului mare. În postul mare au fost duminici diferite, nu numai din punctul de vedere al rânduirii triodului, ci din punctul de vedere al mișcării sociale, al numitei distanțări sociale. Am trăit prima duminică a postului mare pe 1 martie într-o biserică plină, într-o biserică în care ne-am rugat ca început postul, ne gândeam deja cum vom fi și cum vom face să avem loc în noapte de Paști. Încet, încet, însă, duminica a doua, apoi a treia, a venit cu niște norme noi, apoi am sușit afară, duminica a treia, după cum bine știți, și iată-ne de bună vestire într-o nouă formulă aici, în biserică, numai noi. Astăzi continuăm pe același palier. Și cred că duminica de astăzi ne aduce un dram de înțelegere a Evangheliei pe care Mântuitorul o pune în față în duminica a patra. Și anume, atunci când vorbeam în alte condiții, în anii mei de preoție, de până acum despre fiul lunatic, cu care ne întâlnim de două ori pe an, vă imaginați cum 20 și aproape 25 de ani de cum tot vă vorbesc eu, ne-am întâlnit de vreo 50 de ori cu acest tată și spuneam că este de apreciat în societatea actuală, cel puțin, că și tata are grijă de copii, nu numai cum este regula ca mama, probabil că aici este prezentată excepția care întărește regula. Era foarte simplu, mă uitam în ochii dumneavoastră ai fiecăruia în parte, acum mă uit însă în casele dumneavoastră și vă rog frumos să nu vă deranjeze prezența mea, dar să fiți siguri că pot să văd dacă stați în picioare sau stați rezemat, dacă sunteți în spital sau în spital sunteți ca pacient sau ca medic sau ca asistentă, infirmieră, bracardier, vă salut pe toți! Duminica de astăzi mi-a dat în minte însă un alt mesaj. Acela că dacă Tatăl din Evanghelie s-a văietat că Fiul Lui este cuprins de un duh mut și surd și nu se mai poate înțelege cu El, nici noi, iată că nu ne mai putem îmbrățișa cum o făceam odinioară. Nu mai putem să fim unii lângă alții. Nu ne mai putem etala într-un fel hainele noastre. Acum, probabil că ați schimbat pijamaua numai că este pijama de duminică cu pijamaua de luni pe care o schimbați mâine și așa mai departe. Chiar aș vrea să fac o paranteză. Un preot profesor de-al meu, tare drag, așa cum de minte, mai toți profesorii mi-au fost tare dragi. Părintele Constantin Coman, de Noul Testament, într-un cuvânt foarte frumos pe care l-am apreciat de bună vestire, spunea despre faptul că nu s-a regăsit pe el în slujbă. Cum slujea Părintele Consușitor Daniel și cum Părintele Profesor făcea pe paraglisierul, pentru că așa era ordinea. Și spunea, mai copii, m-am dus și în spatele bisericii să văd cum se vede de acolo. M-am întors, nu m-am regăsit. Și părintele care slujea, părintele meu,
De dimineață, înainte de slujbă, am îmbrăcat niște veșminte ponosite, niște veșminte roșii pe care citez. Ni le-a donat cu mulți, mulți ani înainte, doamna Domnica, dacă nu greșesc. Și niște veșminte ponosite și am remarcat tristețea cu care a spus, le luăm pe acestea, mă îmbrac cu acestea mai ponosite, că și așa nu ne vede nimeni. Părinte profesor, vreau să știți că un adevărat profesor, se știe, este cel care începe la o anumită etapă din viață să fie mângâiat de ucenici. Vă rog frumos, primiți brațele mele. Vreau să vă iau în brațe și să vă spun ceva. Trebuie să dăm tot ceea ce avem mai bun. Atunci când se pregătește un toreador să intre într-o întâlnire cu taurul, se îmbracă întotdeauna în veșminte noi. Întotdeauna are orice capitol vestimentar nou băut și cusut cu fire din cele mai scumpe până la aur. De ce? Pentru că atunci este întâlnirea cu moartea și cu viața. În același timp. Viața este o victorie și moartea este o și mai mare victorie. Trebuie să învățăm ceva. Întotdeauna când plecăm de acasă, trebuie să fim pregătiți pentru ce este mai frumos, pentru o întâlnire. Dumneavoastră, de exemplu, nu ați putut să plecați de acasă, eu sunt un mângâiat al sorții că am putut să plec de acasă și intru acum și vă iau în brațe pe fiecare, în parte. Că sunteți îmbrăcați în pijamale, sau sunteți îmbrăcați în haine de casă, în papucii noastre de casă, că sunteți pe fotoliu sau pe canapea, pe pat sau în picioare. Vă iau pe toți în brațe și vă spun că eu m-am îmbrăcat astăzi de Paște pentru că este Paștele. Și haideți să trecem la subiectul cuvântării de astăzi. Pentru că tatăl nu putea să se mai întâlnească, să se mai înțeleagă cu copilul său, pentru că avea un duh mut și surd, eu acum sunt în aceeași situație. Copilul, fiul meu duhovnicesc, nu mai este aici. Este surd și mut, nu din voia lui, ci pentru că există un duh al lumii acesteia care i-a împrăștiat. Nici nu vreau să judec pentru că eu sunt dintre cei cuminți și chiar vă îndemn să faceți ascultare. Și încă o scurtă paranteză. Ortodoxia adevărată nu este cea a răzvrătirii, nu este cea a rebeliunii, este cea a ascultării, pentru că Dumnezeu acum ne-a dat o lecție și trebuie să o luăm ca atare. Și închizând paranteza, nu mă mai pot înțelege în modul convențional. Mă gândeam chiar azi noapte, cum o să fac de momentul heruvicului, când eram obișnuit să mă răsfăț cu mâna pe creștetele fiilor mei duhovnicești. Și de acolo mi-a venit gândul temei cuvântării de astăzi. Dacă nu mai putem să ținem legătura într-un fel, înseamnă că trebuie să schimbăm atât receptorul, dar mai ales emițătorul. Eu aici, ca emițător, vă spun ceva. Am să vă străduiesc până în câteva cuvinte când voi termina această cuvântare. Dar mai mult, în fiecare slujbă care va mai dura, pentru că va mai dura în felul acesta, să mă străduiesc să intru în casele de voastră altfel. Adică să încep să intru nu numai cu gestul liturgic, pentru că dacă vă uitați la noi ca la o piesă de teatru, vă părea una jucată prost, pentru că nu avem nici calitățile de actor, nu avem nici posibilitățile de a ne face mesajul cunoscut și veți vedea, din păcate, numai niște frânturi de gesturi liturgice, niște ritualice, seci. Și atunci m-am gândit, bine, Doamne, dar cum
Și m-am gândit la o răzdrăvărie a tehnicii să fac o analogie. Până mai de bună zi, imprimanta era alb-negru. După care s-a făcut color, apoi imprimanta a început să primească în loc de tuș niște zahări cale cu care se făceau niște poze comestibile și se așezau pe niște torturi. Ei încet încet s-a depășit și această situație și a intervenit imprimanta 3D. Ieși de la această năzdrăvănie, mă gândesc eu. Până mai de ună zi, ascultați cuvântările numai sonor. Imaginea era una suprapusă, nu era o imagine a mea atunci când deschid gura. Nu putea să vă uitați ca acum, în ochii mei care vă îmbrățișează. Și am trecut și noi la această imprimare acum, ca o imprimantă care poate să facă niște fotografii pe care să le așezăm pe un tort și să putem să le savurăm, cei care nu aveți diabet. Ei bine, m-am gândit că pot intra în casa dumneavoastră altfel decât gestual, prin ceea ce s-a rugat astăzi Tatăl cu copilul de mână. S-a rugat lui Dumnezeu să vindece, să-i vindece copilul, ca să se poată înțelege cu el. Noi ne-am rugat ani de zile să fim cât mai mulți la biserică, acum să nu credeți că din niște rațiuni meschine, nu? Eu personal, când am venit aici în 95, în secolul trecut, adică mileniul trecut, am venit cu rudele mele și de-abia ne-am numărat vreo 14-15. Și încet, încet mi-am propus să fim mai mulți și chiar am ajuns să fim mai mulți. Dar atunci când am avut încercarea de 2 ani și jumătate și n-am putut să ajung aici, Părintele Consușitor, Părintele Alin, foarte bine mi-a punctat un lucru care atunci l-am luat numai așa ca să-l diger mai târziu. Când mi-a spus că trebuie să am grijă, că s-ar putea să fi făcut din ucenicii mei niște dependenți, într-un fel sau într-altul, că nu vreau m-a căutat la biserică atunci când nu eram eu. Și acum, dându-i dreptate și cerându-i iertare că l-a pus într-o situație în care să țină flacăra aprinsă aici, acum îmi dau seama că așa se întâmplă cu întreaga ortodoxie. Dumnezeu ne-a învățat să fim alături de biserică, dar a constatat Dumnezeu, după părerea mea, că noi începem să facem niște confuzii. Dependența începe să confunde lucrurile, și anume, credem că trebuie neapărat ca în săptămâna a treia să fim la biserică să ne împărtășim, sau să venim la o anumită oră să împărtășim copiii, sau neapărat de Paști, înainte de Paști, să facem anumite lucruri. Ei bine, vă mărturisesc că de mult visez la o sărbătoare creștină, cel puțin Crăciun sau Paști, pe care eu în sufletul meu să-l numesc sărbătoarea gospodinilor, a mamelor și a soțiilor noastre. Nici nu știți, cei care nu știți, cât de multă zarmă se produce într-o bucătărie și întreaga gospodărie cu câteva zile înainte de aceste sărbători. Câteva zile, câteva săptămâni. De la listele de cumpărături, până la tot felul de mișcări de mobilier prin casă, că mai vine și mama, soacră și mobila s-a mutat cu peretele ăsta pe peretele celălalt și așa mai departe. Ah, a mutat mobila. Uite, nu vezi nuanță de var care nu mai seamănă cu restul casei. Ce o să vă arătăm oamenilor că suntem niște amărâți? Dă-i cu var. Și de la o singură sărbătoare, arată casa de parcă a luat foc. Și-au venit pompierii și-au stins-o cu 3 mașini de apă. De mult mă gândeam, Doamne, cum poți să faci să existe și o sărbătoare a gospodinilor? Și uite că a reușit Dumnezeu ce n-a reușit nimeni. Acum eu pot să cred în nemernicia mea că și gândul meu acesta a lucrat încet, încet.
Și acum am primit o răspuns de la Dumnezeu. Uite, frate, că eu am făcut. Acum să te văd pe tine. După ce am făcut biserica, uite că eu ți-am arătat că este aproape ca la început. Dar să ne aducem aminte că biserica asta, am spus și data trecută, 50 de ani, a fost închisă. Ei, și atunci, revenind la tema noastră, ce ne facem? În sensul că, dacă nu mai putem să comunicăm într-un anumit fel, trebuie să ne adaptăm sistemul. Dar adaptarea sistemului nu ține numai de emițător, ci ține și de receptor. Acum, lucrând cu studenții de acasă, în e-learning-ul ăsta, care se manifestă la nivel academic, a trebuit să facem niște programe, să accesăm niște platforme. Am intrat pe WebMeet și acolo mi-am făcut un cont pe care cont trebuie să-l trimit șefului de an, care la rândul lui să-i anunțe pe toți și la ora de, în ziua de, de exemplu, mâine la 12, mă întâlnesc cu anumitul pastoral. Și acolo ne vedem față de față. Dar cu cine mă văd față de față? Cu cei care sunt conectați? Cu cei care au primit adresa din partea mea? Cu cei care sunt pe aceeași lungime de undă? Ei, și revenind acum la ale noastre. Asta înseamnă să treci de la o etapă de înțelegere și de apropiere la un alt gen de apropiere. Nu vă speriați de tehnologie și mai ales nu vă speriați de terminologie. Când auziți prima dată, că până acum vreo 3 săptămâni cred că nu știam că există un așa termen, nărod, după părerea mea, și iertați-mi această calificare teologică, distanțare socială. Păi eu știam că definiția omului era zoon politikon. Adică om este ființă socială. Lăsați-o cu politica, am văzut destul de intervenții de genul ăsta. Și zice, deodată, distanțare socială. Oh, da, distanțare socială nu înseamnă o distanță într-un anumit fel, ci înseamnă numai și numai posibilitatea ca transmiterea unui microb să se poată țină în frâu. Și așadar, revenind la tatăl care a venit astăzi cu copilul de mână, parcă ne spune societatea că nu mai merge cu ăsta. Degeaba îl ții de mână. Unul, el nu știe că îl ții de mână. Și doi, nu te poți înțelege cu el. Și atunci ce să faci? Păi, în primul rând, există o variantă. Acela de a te comporta cu dragoste. Mai țineți minte când un bătrânel s-a dus la doctor atunci când putea să iasă din casă în afară de orele 11 și 13, s-a dus și să-și bandajeze o rană. Numai că a anunțat-o pe asistentă că el la ora 9 trebuie să fie să se întâlnească cu cineva. Și când s-a făcut 8:30, a zis, eu nu mai pot să mai stau, dacă nu faceți acum 5 minute pansamentul, eu nu mai pot să mai stau, trebuie să mă întâlnesc. Dar cu cine vă întâlniți? Păi zice, eu trebuie să mă duc neapărat ca în fiecare zi servesc cafea cu soția mea. Ce, păi și nu se poate amâna, nu se poate amâna pentru că este internată. Și acolo este un program foarte strict, numai atunci am la ora 9, până la vizita mare, să pot să stau puțin. Dar ce i-a pățit? A zice, este vreo 5 ani și are Alzheimer. Păi și cum se manifestă? Păi nu mai cunoaște nimic, nici pe dumneavoastră, nici. Adică nu mai știe cine sunteți. Nu. Păi și atunci de ce vă grăbiți? Pentru că ea nu mă știe. Dar eu o știu pe ea. Asta este prima variantă. De a păstra legătura cu celălalt. Nu contează răspunsul. Fie pe lucruri. Nu contează. Contează cum începe. De exemplu, eu acum, mergând spre ieșire,
cât de mult am apreciat un nenoriaș de-al meu foarte în vârstă, un om de arme, un om adevărat care toată viața și-o petrecuse prin unități militare, un om de carieră militară. Și spunea, părinte, noi aveam în unitate un medic. Ei bine, vă spun că numai când îl vedeam, simțeam că m-am însănătoșit, dar mă dorea ceva. Dacă îl vedeam pe stradă, chiar dacă era pe partea cealaltă a drumului, nu era nevoie decât să mă asigur că m-a văzut și 6 luni, cel puțin, nu mai vrea nimic. Dacă mai dădeam mâna și cu el, asta însemna un an, doi, nicio problemă. Mi-am propus de mult ca oamenii care mă știu, care mă văd de la o anumită distanță, apropo de distanțarea socială, să nu fie nevoiți să fie strânși în brațe cu de-anumiteri, cum cunoașteți obiceiul acum care a devenit păcubos pentru unii, pentru mine, dar a devenit așa. A devenit pricină, să spunem așa, penală, dar de-anumite și vârsta a devenit pricină penală, așa că nu mai discutăm despre asta. Revenim însă la oile noastre și toate aceste reveniri, să știți că le fac pentru a fixa anumite lucruri și pentru că am o datorie față de cineva care mi-a deschis o perspectivă interesantă, eu tot am apreciat faptul că statul acesta acasă poate să aibă o parte bună și am învățat pe oameni cum să se ocupe de ei în această perioadă de stat acasă. Am fost așa foarte blând, întors și spre altă categorie. Zice, da, dar noi suntem și oameni care am stat acasă mereu și totdeauna am avut parte de familie. Noi nu ne-am regăsit în cuvântare. Și acum trebuie să introduc și pe ei cuvântare, fraților. Dacă până acum ați făcut ceea ce facem noi la prostimea, ca să zic așa, înseamnă că voi deja trebuie să faceți un pas mai sus. V-ați gândit la asta? Ei, acum să vă văd. Hai ca să iuzi. Dacă până acum puteți să spuneți că ați făcut lucruri pe care noi acum le facem de nevoie și voi le-ați făcut că așa v-ați făcut modul de viață, de acum înainte să știți că nu mai aveți voie să faceți așa, că facem și noi. Trebuie să treceți mai departe. Și pentru că, într-adevăr, eu sunt mai pisălog așa pe anumite teme și merg foarte greu, chiar la vale fiind, mi-a plăcut foarte mult o apreciere deosebită pe care o țin minte. O comparație extraordinară când i s-a spus lui Moromete, măi, Moromete, măi, Ilie, măi, Ilie, am auzit că Chima a fugit cu oile la București. La care Moromete zice, dar ce mă, în ce putea să meargă? E, așa că și eu am plecat la București, dar n-am plecat fugind, încet, încet, până la pași mai mult. Aș vrea un scurt cuvânt pentru cei care se amăgesc că ar putea să fie și altfel. Nu, vă spun de acum. Nu. Vreau să am un scurt cuvânt și pentru cei care cred că Ortodoxia acum este datoare de ieși în stradă. Nici atât. În 1947, când comuniștii erau la început de a se instala și prefericitul Dumnezeu să-l odihnească, Justinian a fost instalat patriarh. În prima lună a chemat toți reprezentanții tuturor eparhiilor din țară, la București, și le-a spus așa, băi, fraților, comuniștii s-au înstăpânit pentru multă vreme. Nu are rost să ne luptăm cu ei, ne vor distruge. Politică o fac eu, voi faceți slujbele. Copii, noi facem slujbele. Lăsați-ne să le facem. N-aș vrea ca acum, de exemplu, în jurul bisericii să fie 100-200 de oameni și încă vreo 50 de oameni cu camere de la vedere, că ea nu se numără, ea nu trebuie să stea la 5 metri unul de altul, de exemplu. Ia uite ce-i la Popa Marius aici, la Părintele Alinci, uite ce-i pe aici, că nu e în stare să îi țină pe oameni în frâu și uite ce face de slujbe. Nu, fraților, stați liniștiți. Mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și o să ne mai primiți și de Paște. Și multă vreme de acum înainte, până când veți învăța că adevărata ascultare
este sensul pe care Dumnezeu mi l-a trasat acum, în momentele acestea. În secolele primare, atunci când împărații romani începuseră persecuțiile, primul act normativ pentru creștini era: nu ieșiți din casă să vă declarați convingerile și pe Hristos ca împărat, pentru că nu acesta este rolul. A, vrei să ajungeți mai repede la Dumnezeu? Nu așa. Martirajul nu a fost îngăduit să se facă ieșind în față. Martir era numai cel care era prins într-o anumită vâltoare și trebuia să dea mărturie. Atunci, noi suntem la fel, fraților. A fost un martiraj al linguriței, gata, nu mai e nimeni. Acum poate să mai spune cineva de părtășarea cu lingurița că nu mai devine ridicol. A, fraților, linguriști, așteptați să ne revenim la ale noastre. Cu obiceiurile nu o să ne schimbăm. Vă promitem. Cel puțin eu vă promit. Dar asta nu facem ostentativ. O facem tocmai ca acest liturgic, așa cum am spus, că vrem să-l și îmbunătățim. Adică vreau să facem acum un nou pas. Să facem tehnica să ne ajute, nu să ne distanțeze. Acum să știți că și prin case noastre, probabil că aveți în cap imaginea ideală. Și când zic pe voastră, mă gândesc la cei care dau legi. Aveți imaginea ideală, o casă cu cel puțin 7 camere, în care să se afle 2 copii, unul care dă admitere la liceu și altul care dă admitere la facultate și eventual și un nepot care e la grădiniță. Câte laptopuri credeți că există în casa aceasta? Unul pe cameră, așa că știți dumneavoastră mai bine, nu? Distanțarea socială, cea pe care ați aruncat-o din stradă în casă, poate să facă rău în casă. Am văzut frați care stau spate în spate că a stat unul pe net mai mult decât celălalt și l-a pierdut o oră de geografie. Nu e de culpă. Trebuie să învățăm să învingem această distanță. Și cu, și cu acest capitol chiar o să închei, dar e un capitol ceva mai lung. Omul are în viața aceasta în care ne încercăm să scăpăm de toate și să trăim frumos și bine, are trei mai mari dușmani pe care trebuie să și învingă: trupul, timpul și mediul. Acum, mediul deja e mai simplu de învins pentru că ne-am cam retras între ale noastre. Mediul poate să fie învins printr-un gând superior, și anume, imaginați-vă că vă pică în mână o carte pe care voiați să o citiți de mult și nu că nu aveați, ci că nu aveați timpul necesar și suficient să o parcurgeți. Și acum ați primit-o. Ați primit și cartea și timpul. Și începeți să citiți. Credeți că mai auziți ceva din zunzetul de afară? Din încăierarea a doi copii pe jumătate de laptop întreg? Nu. Înseamnă că ați învins mediul. Se spune că o mamă care se află într-o mare gălăgie, într-o aeronavă, unde motoarele merg, în momentul în care un scâncet de copil de la 5-6 metri este pornit către urechea ei, acel scâncet în urechea mamei deja este auzit mai mult decât zgomotul din de lângă ea. Asta înseamnă că mediul poate să fie îmbunătățit, depășit sau, iată, îmbunătățit. 2. Ce facem cu trupul? Ei, aici cu trupul, să știți că eu personal nu am să vă dau altceva decât una dintre amintirile mele cele mai interesante vis-a-vis de posibilități ale omului. Aveam 5 sau 6 ani, eram la țară și întotdeauna mă fascinat.
foarte atent cu Tatăl Dumnezeu să-L odihnească, încerca să pună un petic cald la o anvelopă. Acum, cei care nu mai știu că subgențiile astea luxoase, nu știu câte spițe, mai existau odată și camere, ziceam noi, anvelopele astea aveau și niște camere. Și foarte greu se făcea o lovitură. O să ziceți, da, dar organizările erau, fraților, la câți kilometri erau de oraș, nu exista așa ceva. Și mă uitam cum a prindea tata un hibrid pe care l-a așezat, respectiv un dispozitiv pentru petecul respectiv. Și după ce a plecat, după ce a terminat lucrarea asta, care a durat câteva minute bune, m-am ridicat și când am dat să plec piciorul stâng, târa ceva. Stătusem, așa cum zice Olteanu, pe ciuci. Vine. Și în momentul în care m-am ridicat, mi-am dat seama că stătusem într-o greblă, care nu era ca orice greblă normală în jos, ca orice greblă de fabulă, cu dinții în sus. Probabil să se râză de mine, cum zic Olteanu. Și acea greblă intrase, probabil că până în os, până a atinge osul, că altfel nu știu dacă aș putea. Nu am simțit decât în momentul acela în care am văzut că grebla vine după mine și a trebuit să pun piciorul stâng drept pe coada ei și să trag cu stângul în sus. A, de plâns? Dar cum să plângi în fața lui tata? Doamne ferește! Păi de care bătută îmi luam? Păi cum adică să plângi? Păi era vina mea? Dar atunci mi-am dat seama de ceva. Bine, atunci. Atunci în capul meu mi-a rămas acest lucru, această emoție pe care o trăiesc mereu, că pot să-mi vin trupul, că dacă ești atent la ceva cu adevărat, nu mai contează ce pățește trupul tău, ci poți să o întorci și altfel, poți să-ți vindeci trupul tău dacă ești atent sus de tot. Și chiar în câteva cuvinte vreau să vă spun că această neființă, uite că n-am crezut că pot rosti acest cuvânt cu care m-am bătut filologic peste tot. Acest virus este o neființă, pentru că nu este o celulă, este o moleculă. O moleculă lipidică, cu o membrană superficială, o grăsime, de asta se și spală cu săpun și cu apă fierbinte. Ea nu este de sine, este o neviață, o neființă. Mulțumesc celor care până acum ziceau de neființă și mă certam cu ei, uite că m-ajung și să spun neființă. Acest virus este o neființă. Această neființă, să știți că nu poate să pătrundă într-un organism care are o frecvență de lungime de undă mai mare de 25. Dar unde ne aflăm? Până în 2011, lungimea de undă, frecvența Pământului era de 7,5. În 2014, atât a crescut până când a ajuns la 14,5. Un gând, un singur gând superior ne poate ridica frecvența la 100. Vă imaginați că avem și de dat. Mai rămân încă 3 părți din întreg. La 25% acest virus nu mai pătrunde în organism. O să spuneți că a luat o rară. Nu. Sunt copilul acela care a plecat cu grebla după el pentru că fusese mintea lui în altă parte. Trupul și mintea sunt două lucruri care se ajută numai de la distanță și trebuie să facem această distanțare socială. Ia să o facem între minte și trup. Să nu mai amestecăm lucrurile. Pentru că trupul este o bună slugă, dar un rău stăpân. Dacă le avem separate trupul și sufletul, asta înseamnă, de fapt, distanțarea socială pe care ne cere Dumnezeu. Și revenind acum la ale noastre, am rezolvat-o cu trupul, am rezolvat-o cu mediul, dar mai avem un dușman, timpul. Timpul trebuie să fie învins și cu asta am să închei. Într-un singur fel. Orice eveniment pe care nu zicem că îl ține minte, nu-l ține minte ca eveniment.
declanșează o emoție și această emoție trimite un circuit chimic în organismul nostru și deja trăim o anumită stare. Eu, de exemplu, nu am asupra evenimentului respectiv durerea din picior, pe care n-am simțit-o niciodată. Am acea amintire de biruință, că am putut să fiu cu mintea într-o parte, fără să mai bag în cap, în seama trupului. E bine, dacă ne exersăm, cum îmi exersez eu acum fiecare zi, vreo 3 săptămâni, cum că deja am parcurs Paștele, și acum mă bucur că va fi un Paște al gospodinilor cu adevărat, când nu s-a mai călca nimeni în casă decât cei care o să schimbe pijamaua de sâmbătă cu treningul de duminică. Va fi ceva superb. Deja la mine în cap este. Mă gândesc la acest lucru ca la o amintire. Asta înseamnă că amintirea respectivă mi-a declanșat deja o emoție și emoția aceasta m-a transformat. Genele mele au început să primească acest stimul și ce să vedem, fără să trăiesc 19 aprilie 2020, am trăit în cap. Și asta nu înseamnă că am învins timpul. Exact asta înseamnă. Înseamnă că am învins și ecranul și am ajuns la dumneavoastră în casă și m-ați primit să mă uit și eu la mine din partea cealaltă. Nu știu ce vedeți dumneavoastră, dar eu văd un om fericit, văd un om luminos, văd un om care a trăit Paștele pentru încă 25 de ani cel puțin de preoție, văd o mare șansă, văd lucruri pe care, din păcate, n-am putut să le împrăștim chiar așa de mult, multora. Dar mai este timp și uite că tehnologia ne ajută. Și nu pot să închei altfel decât cu mulțumiri celor care acum se uită la mine din spital. Se uită la mine din spital din partea cadrelor medicale sau din partea pacienților. Pentru acestea, vreau să le spun următoarele. Nu o să vă protejeze echipamentul, cât o să vă protejeze gândurile înalte pe care cred că astăzi Tatăl, copilul neputincios de mână, le transmite. Doamne, nu mă mai înțeleg cu Fiul meu. Și Tatăl întreabă, Hristos îl întreabă, crezi tu că pot face aceasta? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când vom ajunge să ne apropiem de acest paradox, cred, Doamne, ajută necredinței, înseamnă că am depășit nu numai timpul, mediul și trupul, am depășit și episodul acesta, care se cheamă ascultare, pe care eram dator prin Dumnezeu, de la Adam în coace. Așa să ne ajute cu Dumnezeu. Cu frică Dumnezeu, credință, și cu dragoste să vă apropiați. Binecuvântat și binecuvântat Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează Oh.
primind dumnezeieștile sfintele nemuritoare, cerești niște viață păcătoarele, în fricoșătoare cu Hristos taine în vrednicie. Să mulțumim Domnului! Doamne, miluiește-ne! Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește-ne! Sfântă toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și nu pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și purulea și în vecii vecilor.
și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Iar pe cei sănătoși o vorotește de orice boală, binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfă fericire, îi îngrijesc pe cei bolnavi, la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor, și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Al Tău este ale minui și ale mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.